Comuna Braniștea a prins contur în timpul ultimului mandat al primarului Marin Ion. Asfaltarea ulițelor sătești a fost unul dintre prioritățile acestuia, astfel încât concetățenii lui să poată circula în siguranță. De asemenea, modernizarea iluminatului public cu lămpi a fost o necesitate în ceea ce privește bunăstarea tuturor locuitorilor. Comuna Braniștea a fost un șantier în lucru în timpul ultimului mandat al primarului Marin Ion. Pentru bunăstarea cetățenilor și creșterea nivelului de trai în comunitate, asfaltarea ulițelor sătești a fost una dintre principalele realizări la nivel local. Realizările mai deosebite ce s-au derulat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale aș enumera pe cele din ultimul mandat, mai precis în perioada 2016-2020, în perioada 2008-2016, sunt de domeniul trecutului. Și aș începe cu modernizarea iluminatului public, cu lămpi moderne, investiție din fonduri europene prin galul din care facem parte și comuna mea, valoare aproximativ 400 de mii de lei, adică 4 miliarde vechi. Modernizarea prin asfaltare a ulițelor sătești, în aproximativ 6 kilometri, valoare 1 milion de euro plus TVA. De asemenea, modernizarea iluminatului public pe lămpi cu LED a adus doar satisfacție în rândul cetățenilor. Aceștia sunt încântați de implicarea primarului localității Marin Ion în ceea ce privește creșterea nivelului de trai în comunitatea pe care o reprezintă. Era necesară modernizarea iluminatului public. Da. În special pe uliță. Pe drum mai era, dar pe uliță era niciun bec. Ne-a făcut asfaltul. Pentru comună a făcut. Sătenii sunt mândri de primarul localității datorită interesului pe care acesta l-a acordat de-a lungul timpului. Investiții ample au avut loc în ultimii ani, deci putem afirma faptul că omul sfințește locul și în comuna Braniștea.